Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la conferința de presă de astăzi. Aș vrea să abordez un subiect foarte delicat, foarte sensibil, un subiect la care atât eu cât și colegii mei ținem foarte mult, care din nefericire observăm că nu este o prioritate pentru guvern și de aceea vrem să protestăm energic față de declarația făcută atât azi cât și ieri, de către reprezentanții guvernului la cel mai înalt nivel, și anume că alocațiile pentru copii nu se vor majora decât cu 15%. Aceasta în condițiile în care avem o lege care a fost votată de Parlament, în care se spune foarte clar că alocațiile copiilor din România trebuie să fie dublate. De asemenea, această lege a fost promulgată de către președinte, ea este publicată în Monitorul Oficial, deci trebuie să fie aplicată. În loc de dublarea alocațiilor pentru toți copiii din România, am ascultat declarații din partea guvernului și anume că alocațiile pentru copii vor fi majorate doar cu 15%. Considerăm că este o lipsă de respect față de copiii din România, o lipsă de respect față de familiile din România și că acei 23 de lei în plus la alocație nu acoperă, de fapt, nici măcar scumpirile la fructe și legume care au avut loc în această perioadă de pandemie. Așa cum știți, sunt scumpiri în lanț la alimentele de bază. Prin urmare, această sumă foarte mică, circa 23 de lei, nu reușește să acopere creșterea de prețuri. Ni se spune de fiecare dată faptul că nu sunt bani, că nu există sursă de finanțare. Eu cred că este vorba despre prioritizarea cheltuielilor. Dacă este să vorbim în termeni bugetari, niciodată nu vor fi bani suficienți pentru toate domeniile de activitate, dar aceasta este treaba și răspunderea guvernului, să prioritizeze toate cheltuielile. Din moment ce actualul executiv a găsit bani pentru a reduce taxe și impozite, pentru industria energetică, de asemenea pentru industria asigurărilor, de asemenea s-au făcut despăgubiri anticipate de la ANRP pentru unii clienți politici, s-au făcut achiziții de măști și materiale sanitare de la Unifarm la prețuri foarte mari, prețuri crescute față de media pieței. Eu sunt convinsă că la o mai atentă analiză și la un calcul cu gândul la copiii României se va găsi și suma necesară pentru dublarea alocațiilor tuturor copiilor din România. Așadar, protestăm energic față de blocarea dublării alocațiilor copiilor de către guvern. Scuzele meschine care sunt găsite în fiecare zi și anume că nu sunt bani, dar pentru orice altceva se găsesc bani și iată că, din nefericire, copiii României nu sunt o prioritate. Și eu sunt mamă, am 3 copii, la început de activitate am avut salarii mici, chiar foarte mici, știu ce înseamnă pentru o familie să aștepte banii care vin din alocație. Și așa alocațiile sunt foarte mici, deocamdată, comparativ cu nivelul european, este absolut necesar ca toate alocațiile copiilor să crească în România, ele să fie dublate. În ceea ce mă privește, la Primăria Capitalei am făcut eforturi susținute în acești 4 ani de zile pentru a fi aproape de toate familiile din capitală, atât familiile care au probleme sociale, cât și cele care au venituri medii. Noi acordăm de peste 2 ani de zile, aproape 3 ani de zile, sume consistente pentru rechizite familiilor care au probleme sociale. De asemenea, acordăm o sumă importantă, spun eu, de 2000 de lei pentru toate femeile, doamne domnișoare, care rămân însărcinate și care pot să-și achite cu aceste stimulente financiare analize necesare pe parcursul sarcinii, de asemenea medicamente pe care altfel nu și le-ar putea procura. Subliniez că este vorba despre analize care nu sunt decontate de către Casa Asigurărilor de Sănătate. De asemenea, acordăm un stimulent de 2500 de lei la nașterea fiecărui copil din București. De asemenea, pentru fiecare cuplu, la început de drum, la început de viață de familie, se acordă o sumă de 1500 de lei. 3000 de euro, circa 3000 de euro, se acordă fiecărui cuplu care dorește să intre în programul nostru FIV, o șansă pentru cuplurile infertile. Prin urmare, iată că Primăria Capitalei, deși i s-au tăiat foarte mulți bani, i s-a amputat bugetul aproape în fiecare an, își găsește resurse să fie alături de familiile din București, de copiii din acest oraș. Repet, autoritatea locală face tot ceea ce ține
de responsabilitatea sa, dar și guvernul trebuie să contribuie cu sume importante. Consider că este o necesitate să duplăm alocațiile tuturor copiilor, iar guvernul nu are nicio scuză să spună că nu găsește sursa de finanțare. Aceasta este declarația mea. Dacă aveți întrebări pe această temă sau pe o temă similară, oricare mă privește ca și domeniu de activitate, vă rog să adresați întrebarea prezentându-vă, bineînțeles. Mila Andreea, de la Observator Antena 1 sunt. Voiam să vă întreb, tocmai pentru că ați vorbit despre programul pentru gravidele din București, înțelegem că numărul lor a explodat în ultimul timp. Câte s-au înscris în program și despre câte domnișoare vorbim, despre câte doamne vorbim? Avem pentru lunile iunie și iulie o explozie de dosare depuse, împreună aproape 5.000 de gravide în București. Sunt convinsă că ați urmărit acest program și la debutul său acum 2 ani. Este într-adevăr un record. Până acum primeam, să spunem, câteva sute sau 1.000 de dosare pe lună. Acum iată că în iunie aproape 2.500, în iulie tot aproape 2.500, total iunie-iulie, pe lunile de vară, 5.000 de doamne sau domnișoare care sunt însărcinate, au ajuns cu sarcina la 10-a săptămână, 10-12 săptămâni, deci este confirmată din toate punctele de vedere și au depus deja dosar pentru a primi stimulentul financiar de 2.000 de lei. Toate dosarele sunt în evaluare. Colegii noștri de la DGASMB țin legătura cu toate aceste doamne și domnișoare și în foarte scurt timp începem și plățile, pentru că, așa cum știți, am avut ca prioritate dotarea spitalelor și achiziția de materiale sanitare, deși, așa cum spuneam, stăm foarte prost cu banii, dar vrem să ne achităm, pentru că nu considerăm că este o obligație, nu considerăm că este o pomană, nu considerăm că sunt măsuri populiste, sunt măsuri foarte necesare. Noi avem feedback foarte important de la doamnele sau domnișoarele însărcinate din București, care ne-au spus că dacă nu ar fi avut acei 2.000 de lei, nu și-ar fi făcut anumite ecografii, nu și-ar fi luat anumite medicamente, pentru că, repet, din acești bani se pot achita proceduri medicale care nu sunt decontate în acest moment de către Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. Deci da, este într-adevăr, să spunem, un boom și mă bucur foarte mult. Ce este mai frumos decât să dai naștere unui copil? Și mă bucur că putem ajuta și noi atât cât putem. Și aș mai avea o singură întrebare. Dacă știți de situații în care nu există apă caldă, înțelegem sectoarele 2 și 3, ce se întâmplă, dacă ne puteți explica exact de ce se întâmplă asta? Da, din nefericire, CET Sud, care aparține de Ministerul Energiei, o entitate a Guvernului, a oprit pentru revizie, întâi a spus că o lună, dar au prelungit această perioadă CET Sud. Prin urmare, apa caldă ajunge de la distanțe foarte mari. Și iată, din această cauză sunt probleme cu alimentarea cu apă caldă a bucureștenilor. De asemenea, peste această situație s-a suprapus și o avarie. Au lucrat colegii noștri de la Termoenergetica, inclusiv azi noapte, și mi-au dat mesaj foarte de dimineață. Ne-am și întâlnit într-un grup de lucru. Vor ca astăzi să încarce întreaga instalație și să se rezolve această problemă care, iată, trenează cu furnizarea apei calde. Vreau să subliniez faptul că, din păcate, aproape 30 de ani nu s-a făcut aproape nimic în acest domeniu. Termoficarea nu a fost o prioritate pentru administrația din București. Suntem singurii care am început să înlocuim la propriu conductele de termoficare care sunt bătrâne de 50-60 de ani. De asemenea, vreau să vă dau o informație în premieră și anume că în scurt timp vor veni și aproape 300 de milioane de euro fonduri europene pentru că am reușit să depunem dosarul. Este un dosar foarte greu, foarte complicat. Am avut nevoie de studiu de fezabilitate, de strategie energetică la nivelul Bucureștiului. Dacă și cei dinaintea mea s-ar fi ocupat de acest proiect, probabil că lucrurile ar fi stat cu mult mai bine. Din păcate, am găsit într-un sertar un dosar plin de praf și anume cel privind termoficarea și dorința doar de a obține fonduri europene pentru înlocuirea conductei îmbătrânite de termoficare. Iată că eu consider că este o veste bună pentru că pe lângă eforturile pe care le facem noi la primărie și anume să înlocuim țevile vechi, în special în zonele nevralgice și dacă ați urmărit obiectivul de investiții de la fabrica de glucoză, pe tronsonul de la Barbu Văcărescu la Floreasca s-a înlocuit întreaga conductă, cea care deservea cartierul aviației. Din acest moment vom putea afirma că nu vor mai fi probleme în cartierul aviației cu apa caldă și căldura pentru că am înlocuit în totalitate această conductă care în fiecare iarnă crea probleme și de foarte multe ori chiar și vara.
Aș reveni, Larisa Bernaschi, România TV, aș reveni puțin la problema alocațiilor. Înțelegem totuși că săptămâna aceasta guvernul va da ordonanța de urgență cu majorarea de care ați pomenit și dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb dacă Partidul Social Democrat a luat vreo decizie politică de a respinge în Parlament de urgență această ordonanță sau care este planul Partidului Social Democrat mai departe? Noi am votat dublarea alocațiilor. Parlamentarii noștri, atât senatori cât și deputați, au votat pentru dublarea alocațiilor. Nu putem fi de acord cu acordarea a unui procent de 15%, pentru că înseamnă, de fapt, o tăiere cu 85%. Nu avem cum să aprobăm această ordonanță în cazul în care ea se va materializa și va fi trimisă către Parlament. Așa cum spuneam, nu stă în picioare scuza sau eschiva că nu sunt fonduri. Atunci când guvernul dorește să găsească resurse, a dovedit că știe să o facă. Suntem absolut convinși că și de această dată vor înțelege faptul că toți copiii României reprezintă o prioritate și că oricum suma nu este atât de mare, nu este o sumă fabuloasă, comparativ cu alocațiile din Europa. Tot legat de o măsură a guvernului, premierul a anunțat că este posibil ca autoritățile locale să poată lua decizia în cazul purtării măști în spații publice. Vreau să vă întreb dacă la nivelul primăriei ați luat în calcul la anumită perioadă de timp sau anumite zone unde ar trebui ca masca să fie purtată obligatoriu și în spațiu public. Și în exterior, în sensul acesta. Deocamdată este valabilă purtarea măștii de protecție în birouri, în muzee, în mijloacele de transport în comun, în absolut toate incintele. Cu siguranță vom merge în cadrul Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență și ne vom sfătui cu epidemiologii, virusologii, infecționiștii, cu toți reprezentanții mediului academic de asemenea și cred că trebuie să fim sprijiniți cu informații astfel încât să ni se comunice cum este mai bine, cum este mai corect pentru protecția populației, dacă masca trebuie să fie purtată și în exterior, acolo unde distanța fizică nu poate să fie respectată, pentru că am înțeles că despre acest aspect este vorba, nu atunci când persoanele pot să-și stabilească o distanță de, să spunem, circa 2 metri. Atunci când sunt nevoiți să stea ceva mai aproape din diferite motive. Ideal ar fi să se păstreze distanța fizică în exterior, astfel încât să poată renunța la mască. Dar sunt și situații în care această distanță fizică nu poate să fie asigurată. Și atunci este normal, practic, să se poarte și mască. Eu o port și în exterior, așa cum spuneți dumneavoastră, dacă sunt mai multe persoane la o distanță foarte mică. Da. Vedeți dumneavoastră, și pe perioada stării de urgență și în această perioadă, guvernul încearcă să se debaraseze, să nu ia deciziile care sunt necesare pentru populație și să arunce atât răspunderea, cât și pisica, în termen popular, către autoritățile locale. Vă aduceți aminte faptul că guvernul a recomandat autorităților locale să închidă parcurile și locurile de joacă. Noi ne-am conformat, fiind cea mai mare aglomerare urbană din țară, s-au închis parcurile, pentru că erau locuri în care se adunau foarte multe persoane, dar atât premierul cât și ceilalți miniștri implicați în lupta cu noul coronavirus au ieșit în declarații publice și au spus că nu ei au închis parcurile din București, ci primăria. Practic a dat vina pe mine și atunci nu, nefiind corectitudine din partea domniilor lor, nefiind o asumare a măsurilor pe care le iau și care sunt, pe care le consideră necesare populației, mi se pare un fel de ipocrizie să arunci răspunderea către autoritatea locală. Eu cred că dumnealor trebuie să spună foarte clar prin Ministerul Sănătății dacă trebuie sau nu trebuie să fie purtată masca în exterior, dacă distanța de 2 metri nu este asigurată. Să nu mai arunce pisica către autoritățile locale. Atunci când autoritățile locale preiau foarte multe din obligațiile Ministerului Sănătății, Ministerul și Guvernul nici măcar nu suflă o vorbă. Pe urmă, în alte ocazii, găsesc să dea vina pe autoritățile locale ca să se disculpe. Deci aș recomanda totuși mai multă responsabilitate și mai multă corectitudine a guvernului în relația cu autoritățile locale, cele care au făcut cele mai multe demersuri și cele mai mari cheltuieli și investiții în această luptă atât de dificilă de pe perioada pandemiei. Dacă este să luăm doar cazul Bucureștiului, din 5.000 de pacienți internați de 5 luni de zile în cele 5 spitale COVID din capitală, cei mai mulți, aproape 4.000, au fost tratați în spitalele primăriei, la Victor Babe și la Colentina. Deci greul în această pandemie l-a dus primăria capitalei.
chiar în aceste zile facem demersuri consistente, deși de două luni ne rugăm de DSP, fără ecou, pentru a deschide și unitatea externă a Spitalului Victor Babeș, și anume Spitalul Modular din Pipera, pentru tratarea pacienților cu forme ușoare COVID. Și nu se va mai putea spune că nu sunt paturi în București, că nu sunt locuri unde să fie tratați pacienții, precum și programele noastre de testare și de asemenea toate achizițiile de aparatură pe care le-am realizat. Menționez faptul că în debutul pandemiei ne-am crescut capacitatea de testare. Am achiziționat 5 aparate de testare real-time PCR, iar mâine, după amiază, avem o ședință de Consiliu General prin care, la propunerea mea, vom dezbate și sper aproba achiziția a încă 5 aparate de testare real-time PCR și a 8 extractoare moleculare, tocmai pentru a crește în continuare capacitatea de testare a municipiului București, greul stând, repet, în sarcina și pe umerii primăriei capitale, care are un buget și așa vlăguit de multe decizii politice eronate. Doamna primar, voiam să vă întreb despre ce se întâmplă în luna septembrie, care este abordarea pe care va avea PSD în privința majorării punctului de pensie, pentru că nu mai este foarte mult până când ar trebui majorat cu 40%, dacă va fi aceeași abordare ca la dublarea alocațiilor copiilor. Va obliga executivul să majoreze punctul de pensie, însemnând atac la Curtea Constituțională? Din nefericire, observ că sunt tot mai multe declarații care se înscriu în următorul limbaj. Pensiile și alocațiile sunt pomeni. Vă spun sincer, mie îmi dau frisoane aceste declarații. Sunt mulți lideri PNL, chiar și un contracandidat de-al meu, care spune că alocațiile, pensiile și sprijinul financiar pentru persoane cu dizabilități reprezintă pomeni. Eu nu pot să afirm niciodată în această viață că dreptul cetățenilor, dreptul după o viață de muncă sau dreptul copiilor sau dreptul persoanelor cu dizabilități reprezintă pomeni. Eu cred că aceste persoane sunt cinice realmente și nu le pasă, dacă ele au cu ce să se descurce din punct de vedere financiar, nu le pasă că sunt foarte mulți români care abia așteaptă pensia, abia așteaptă alocația, abia așteaptă stimulentul financiar, spre exemplu, pentru persoane cu dizabilități. Doar așa, ca să vă dau o comparație, spre comparație, deci vom susține cu tărie și vom protesta ferm în cazul în care guvernul va veni iar cu o eschivă, ca și acum în cazul alocațiilor, să spună că vor mări doar cu 10, cu 15 și așa mai departe la sută și nu cu cât trebuie. În acest moment, copiii cu dizabilități din București primesc de la stat un sprijin financiar de 300 de lei, iar din partea primăriei capitalei un sprijin financiar de 1000 de lei. Eu nu consider că este o cheltuială neobligatorie sau este un lux sau este o pomană sau este un populism. Ai sprijini pe copiii care și așa au o problemă pentru că au o boală, eu cred că este o datorie morală a noastră a tuturor, deci să sprijinim aceste cazuri. Vom sprijini în Parlament să se țină de cuvânt așa cum este normal și să crească punctul de pensie, să nu vină din nou cu explicații absurde. Dacă îmi permiteți să trecem și la un alt subiect, ținând cont că mai sunt mai puțin de două luni până la alegerile locale, voiam să vă întreb cum vedeți această schimbare de atitudine pe care a avut-o în ultimul timp atât Victor Ponta, cât și fostul coleg al dumneavoastră de partid, Robert Negoiță, care s-au aliat și care au spus că vor veni cu un candidat unic și mai ales cum ați vedea ca chiar Victor Ponta să candideze la alegerile locale la București. În afară de dezamăgire, nu am alt cuvânt să descriu sentimentul pe care îl am. Ar fi fost dovadă de respect pentru cetățeni să avem o alianță de centru-stânga. Cetățenii așteptau o astfel de alianță. Din păcate, ei au ales o cale greșită, consider, alianța răului, alianța distrugerii, pentru că prin tot ceea ce au făcut, fac, au zis și zic, nu determină altceva decât un sprijin pentru candidatul PNL. Dacă asta înseamnă să fii om de stânga, om de centru stânga, om atașat valorilor social-democrației, să sprijini candidatul din partea PNL, eu cred că este o mare eroare și viitorul politic le va demonstra acest lucru. În rest, eu nu fug neapărat după coaliții, după înțelegeri, după alianțe, cu anumiți politicieni, cu anumite partide.
îmi doresc foarte mult o alianță cu oamenii. Practic, e în firea lucrurilor să ne aliem cu oamenii, cu cetățenii, să nu uităm de ce am ajuns în anumite funcții, să-i sprijinim pe cetățeni, să nu ne îndepărtăm de ei. Nu plâng după alianța cu Victor Ponta. În schimb, ei vor plânge că s-au îndepărtat de cei care i-ar fi fost la o adică alături în cazul eventual a unei candidaturi la prezidențiale pe care a anunțat-o. Eu cred că din acest moment pactul cu cei care gândesc social-democrat în România s-a încheiat definitiv pentru domnul Ponta și acesta nu va mai putea obține niciodată nici simpatie și nici sufragii, nici voturi, nici apreciere din partea celor pe care i-a trădat, pentru că nu doar pe mine m-a abandonat, ci pe toți cei care de-a lungul vremii ne-au apreciat, ne-au simpatizat și ne-au votat. Dar despre trecut nu mai am ce să vorbesc, trebuie să vorbim despre viitor, să vedem ce facem de aici înainte. Lucrurile deja au luat o turnură neplăcută și trebuie să mergem fiecare pe drumul nostru. Spuneați mai înainte că au fost niște declarații nedrepte din partea celor de la guvernare după ce au recomandat autorităților locale să ia absolut toate măsurile pentru a împiedica adunări mari de oameni, acum să vă critice pentru că ați închis parcurile. Totuși numărul pe București e din ce în ce mai mare în fiecare zi, în afară de niște controle în weekend la terase. Urmează niște măsuri mai stricte, mai dure. Mulți bucureșteni merg cu sutele înspre litoral. V-ați consultat cu cei de la DSP cu o posibilitate, niște măsuri pentru a reduce, știu eu, traficul din afara și înspre capitală sau orice alt fel de măsuri pentru a reduce numărul de cazuri? Crește numărul de pacienți care sunt tratați în spitalele capitalei, dar aceștia sunt în proporție de aproape 60% veniți din alte județe ale țării, deci nu sunt bucureșteni. Este o falsă problemă pe care a ridicat-o guvernul și am explicat de-a lungul acestei perioade să se facă o diferență foarte clară între numărul de pacienți care sunt tratați în spitalele din capitală și cei care sunt pacienții spitalelor, dar sunt din alte județe, așa cum spuneam, aproape 60%. Bucureștiul nu este un focar, este cea mai mare aglomerare urbană din România. Avem, potrivit tuturor studiilor Băncii Mondiale, aproape 4 milioane de locuitori. În 5 luni de zile, 5.000 de pacienți, nu este o cifră mare comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în alte județe ale țării sau chiar cu alte orașe importante ale Europei. Măsurile cred că trebuie să fie unitare și ele trebuie să fie anunțate de Comitetul pentru lupta împotriva noului coronavirus și să fie indicate autorităților care, așa cum spuneați și dumneavoastră, constată un număr mare de pacienți, de persoane infectate, dar și aici este o deosebire. Pentru că sunt persoane care au un test pozitiv, dar nu au niciun simptom și deci nu pot fi considerate persoane bolnave, ci sunt doar persoane cu test pozitiv și sunt, firește, și alte persoane, mult mai puține la număr, care au și simptome și abia acelea devin pacienți în spitalele noastre și au nevoie, sigur, de îngrijiri medicale și de tratament. Orice măsură vom lua, cred că trebuie să fie asumată de guvern, să nu se mai arunce responsabilitatea către autoritatea locală și dacă există un val de nemulțumire din partea populației, guvernul să vină să spună, păi primăria a luat acea decizie, nu noi. Nu este normal. Aș reveni puțin la alegerile locale. Cum stați cu desemnarea candidaților în sectoare? Înțelegem că la 2 nu aveți încă, sau cel puțin nu a fost unul anunțat. La 3 din nou căutați un candidat și la 4 înțelegem că domnul Băluță ar negocia cu domnul Ponta? Înainte de a vă răspunde, îl rog pe domnul senator Lucian Rămașcanu să se apropie pentru întrebările politice pe care probabil le veți adresa. V-am întrebat pentru că sunteți președintele organizației. Joi, probabil, avem un comitet executiv național în care se vor lua mai multe decizii importante la nivelul țării și inclusiv pentru București. Avem pregătite candidaturile care vor fi validate în CEX pentru primăria sectorului 2, pentru primăria sectorului 3, de asemenea reorganizarea activității organizației PSD sector 3. Cât privește situația domnului primar PSD Daniel Băluță, eu nu am aceste informații că ar negocia cu alte partide. Ne-am întâlnit și ieri aici în sediul din Chiselef împreună cu domnul Marcel Ciolacu și cu domnul Stănescu, inclusiv cu domnul Băluță. Am vorbit și astăzi.
ținem legătura, ne ajutăm, ne sprijinim reciproc. Cred însă că sunt anumite încercări din partea Pro-România de a destabiliza unii dintre colegii noștri, dar sunt convinsă că aceștia își vor ține cu fermitate atașamentul față de partidul care i-a sprijinit să ajungă în aceste funcții acum 4 ani de zile. O scurtă întrebare despre București. Care este situația financiară în momentul de față a capitalei, având în vedere că au scăzut și cheltuielile, încasările atât de la societăți cât și de la populație? Și dacă mi-aduc aminte, acum 2 ani vă plângeați că Bucureștiul era aproape în incapacitate de plată. Care este acum situația? Situația financiară a Primăriei Capitale este dificilă. Cele mai mari cheltuieli le-am făcut în aceste 5-6 luni pentru pandemie și era normal să fie așa, dar din puținii bani, practic, a trebuit să reducem de la toate celelalte domenii. Bugetul este grevat și de două situații în care municipiul București trebuie să plătească sume consistente de bani pentru decizii care s-au luat acum 15-20 de ani la nivelul municipiului. Practic avem hotărâri definitive și irevocabile din partea instanței pentru oamenii de afaceri Vasile Creștin și pentru Parcul Bordei, pentru Costanda, domnul Costanda. Sunt aproape 160 de milioane de euro pe care trebuie să-i plătim. Suntem aproape zilnic amenințați cu blocarea contului, cu executarea contului. Am avut chiar și în pandemie, în starea de urgență și apoi în prima perioadă de stare de alertă, conturile blocate pentru că nu reușeam să facem față acestor plăți, care, repet, nu sunt din vina noastră, practic. Noi trebuie să gestionăm la nivelul municipiului București datorii vechi de 15-20 de ani. Și este foarte greu, iar cea mai mare dificultate este aceea că nu știm din ce rațiuni, probabil politice, Ministerul de Finanțe nu acceptă solicitarea noastră de a crește gradul de îndatorare, care este mic, de doar 8%, și legal am putea să ajungem la 30%, astfel încât să putem contracta un împrumut de pe piața bancară privată, să depășim această perioadă mai grea. Și de coronavirus, și pentru a închide șantiere care sunt începute, și de asemenea prestațiile sociale. Noi sperăm ca în ședința din luna viitoare, Ministerul de Finanțe prin CAIL să ne aprobe această creștere a gradului de îndatorare, să putem să luăm în împrumut, pentru că nu mai putem spera la sprijin din partea guvernului PNL, ca și cum mi s-ar da mie personal un sprijin și nu capitalei. Așa cum se poate observa, Bucureștiul contribuie cu 25% la produsul intern brut al țării, iar Primăria Capitalei primește înapoi de la Ministerul de Finanțe doar 0,6%. Este o sumă foarte mică, o sumă infimă comparativ cu atribuțiile legale pe care le avem. Vă dați seama, 19 spitale, 14 teatre, toate șantierele deschise pentru fluidizarea traficului. Din păcate, noi nu avem dreptul prin legea bugetului de stat și prin legea finanțelor publice locale să încasăm taxe și impozite locale. Toate acestea sunt încasate de către primăriile de sector. Practic, bugetul Primăriei Capitale este format, constituit, îndestulat doar din cota de impozit pe venit aferentă lunii în curs de la Ministerul de Finanțe. Este o mare nedreptate, poate va veni la un moment dat un guvern și un parlament care să regleze această chestiune a bugetului corect pentru bucureșteni. Mulțumesc mult! Aș vrea să vă întreb dacă domnul Bădulescu este variantă pentru sectorul 3, candidat din partea Partidului Social Democrat. Am văzut că a apărut această variantă. Să nu vă supărați, dar joi în ședința de comitet executiv voi veni ca președinte PSD de București și voi prezenta propunerile din partea organizației noastre, atât candidatura pentru sectorul 2, cât și cea pentru sectorul 3, precum și toate propunerile de reorganizare pe care le-am gândit. Nu pot să spun înainte de ședință, pentru că nu ar fi corect față de colegii mei. Mulțumesc. Domnule Romașcanu, ținând cont de ultimele acțiuni ale celor de la Pro-România, mai sunt posibile înțelegeri locale între PSD și Partidul condus de Victor Ponta pentru alegerile locale? Nu mai vorbesc de parlamentare. Mai sunt posibile și sunt chiar dorite și de Partidul Social Democrat și de Pro-România. Dar, sigur, poate că e o noutate pentru toată lumea, dar Partidul Pro-România are și altceva. Tentația este să credem că doar Victor Ponta este singurul membru al partidului. Au oameni prin administrațiile locale și în județe cu care se poate construi ceva pentru binele cetățenilor comunităților respective. Da. Și vreau să vă recomand să citiți un articol astăzi din Adevărul,
în care, aici este o chestiune pe care a abordat-o și Gabi Firea mai devreme și vreau să o abordez și eu pe finalul acestei conferințe. Este încă o dată un îndemn din partea noastră ca, din punct de vedere al comunicării, cei care ies în față să fie oameni de știință, să fie epidemiologi, să fie doctori, pentru că lumea nu mai are niciun fel de încredere în ceea ce comunică factorii politici, pentru că, evident, suntem într-un an electoral cu extrem de multe influențe în ceea ce privește deciziile și modul de a te prezenta public. Fotbaliștii au avut șansa să fie testați și retestați foarte repede. Și există trei cazuri. Există cazul de la Botoșani, unde au fost testați și imediat retestați. După aceea, prima oară testați pozitiv, apoi imediat retestați negativ. Există cazul de la Cluj, la fel. Există cazul de la Timișoara. Deci, este foarte important ca factorii care decid modul în care se fac aceste teste să se asigure că toate aparatele sunt calibrate, pentru că sunt oameni care n-au șansa să fie retestați la o oră după primul test, astfel încât să nu fie expuși printr-o internare într-un salon plin de bolnavi COVID. Dacă acești oameni care au fost testați pozitiv, după care retestați de două ori negativ, erau internați într-un salon cu bolnavi COVID, inevitabil ar fi devenit bolnavi. Deci ceea ce se întâmplă acum este foarte periculos, iar faptul că nu putem avea încredere în acuratețea testelor este iarăși o altă scădere a guvernului, care trebuie să facă ceva foarte repede pentru a avea totuși raport corect despre ceea ce se întâmplă, pentru a avea în același timp o comunicare corectă științifică și îndemn să aibă și o reținere în a gestiona această pandemie pe care ei o duc spre panică cu fiecare comunicare pe care o face. Resorturile nu pot fi decât politice, din păcate. Uită-l pe domnul Băluță. Pentru că am fost întrebată de domnul primar Daniel Băluță dacă are intenția să... Domnul Băluță, au apărut niște pârfe că ați plecat din partid. Nu, stai că de pe ăsta. În mod normal și natural, locul meu este aici. Locul meu este aici, din partea Partidului Social Democrat voi candida. Este adevărat că doresc, așa cum pe partea dreaptă se coagulează o alianță, îmi doresc ca și pe partea stângă să facem același lucru. Este normal această preocupare, însă cu certitudine voi candida din partea Partidului Social Democrat. Uite cum ai stricat, o știre bună. Cu adevăr. Nu strica o știre bună, cu adevăr. O zi. Da. Se tot vorbește în ultima perioadă, inclusiv domnul Raed Arafat, domnul Tătaru, despre instituirea din nou a stării de urgență. Vorbesc de începutul lunii august. Aș vrea să vă întreb dacă Partidul Social Democrat ar mai vota încă o dată în Parlament starea de urgență. Noi am făcut întotdeauna ceea ce am considerat că este responsabil să facem, iar o instituirea unei noi stări de urgență trebuie să fie extraordinar de bine justificată. Noi în acest moment avem o prelungire a stării de alertă fără să fie trecută prin Parlament, pentru că în continuare guvernul profită de această posibilă interpretare a legii, neavând nici o analiză a factorilor de risc în acest moment. Deci este foarte puțin probabil că pe modul în care comunică dumneavoastră în acest moment să mai poată fi votată o stare de urgență. Ce pot să vă spun este că în acest moment constatăm că în măsura în care Partidul Social Democrat a declarat că va iniția o moțiune de cenzură, alegerile din 27 septembrie probabil că nu sunt în linie cu așteptările celor de la guvern, constatăm și credem că este un mod de a acționa politic pentru a încerca să evite aceste două chestiuni. Vă mulțumesc și ne vedem duminică.